Și acum subiectul 3 de la simulare. Pe foaie de examen scrieți rezolvările complete, le cere. În figura 2 și le dă o figură, un pătrat. Deci, domnul profesor, nu știu, faceți un pătrat, cum unde vreți. Da, aici. Faceți întâi un pătrat ABCD. Deci, A. Și AB jos. Da. A, ABCD. Da. C, D, da. Și pe latura AB a pătratului construiți un trapez, Un trapez pare să fie isosceles. Nu, nu e isosceles. Un trapez orecare. Da. A e mai lung. Acum am uit. Deci figura 2 reprezintă schița unui teren format din pătratul ABCD cu AB egal 60 cm și trapezul isoscel. Menționează. Trapezul isoscel. Da. Isoscel, domn profesor. Bun. A, E, F, B. Da. A, B paralel cu E, F. AB cu EF am făcut. EF 180. Deci scriem acum în ipotetă. EF 180. AB 60. 60. Așa. Și AE 60 radical din 2. 60 radical din 2. AE. Da. Ăsta-i pătrată. Și acum pentru 5 puncte. A mic. A mic. Întrebări. Da. Arătați că distanța de la punctul A la dreapta EF este egală cu 60 cm. Distanța de la A la EF. Adică înălțimea trapezului. Corect. Dar cine e distanța de la un punct la o dreaptă? La o dreaptă, la perpendiculară. Perpendiculară, drumul cel mai scurt. A prim. Deci, mi se cere A prim, dar chiar să arătăm că este egală cu? Cu 60 de metri. 60 metri. Înseamnă că celelalte tot în metri sunt. Da. Ia să vedem dacă sunt metri. Da. Vezi că metri. În metri toate. Pe cu cine e egală înălțimea unui trapez? Înălțimea unui trapez... Nu e o formulă. Nu e o formulă. Da, cu... Dar acum, de unde o scoatem? Acum să ne gândim. Deci ne adaptăm. Suntem într-un trapez isoscel, nu degeaba. Deci dacă A e 60 radical din 2, BF tot 60 radical din 2. BF tot 60 radical din 2, de aceea... Dacă mai ducem o înălțime din... Obligatoriu din B, mai ducem înălțimea pe B'. Din ce motiv? Care a fost motivul pentru care ai făcut asta? E, A' și cu B', F sunt egale. Deci A', B', și AB și cu E, A', B' sunt egale. Da, și E'. Din motivul asta că s-a format aici un dreptunghi, da? Da. Un dreptunghi. Și atunci... Asta e de 60, asta va fi așa, tot de 60. Da, și cum EA' și cu B', F sunt congruente. Da, adică tu mergi și spui așa, triunghiul EA' cu B', F sunt congruente pentru că sunt triunghiuri dreptunghice. Da, se vede ce. Și au... Unghiurile de la bază, cu trapeze și tot ce sunt congruente. Și toată povestea, da? Avem tot. Așa, EA' cu B', F sunt congruente și atunci 120 pe țeală e 60. Și EA' și B', F au tot 60. 180 minus 60, da. 120 și împarte la 2 și deci și fiecare bucată asta e de 60. Și avem triunghiul AA', E dreptunghic, teorema lui Pitagora. O să avem că EA la a doua egal cu EA' la a doua plus A' la a doua. Și imediat aflăm. Deci, în triunghiul, practic să zicem așa, în triunghiul EAA' avem acoladă EA. Cine vorbește? Anca. EA este... EA egal cu 60 radical din 2. 60 radical din 2. A prim. Nu știm. Egal cu B. Semn de întrebare, nu știm. Dar EA prim. Nu știm. Am aflat acum. 60. Și măsura unghiului 90 de grade trebuie să spunem neapărat, ca să aplicăm Pitagora. A prim. Măsura lui A prim. 90 de grade. Și atunci rezultă fără, am mai stat pe gânduri, teorema lui Pitagora. Lucrează teorema lui Pitagora, P, nu? Cum da, noi? Zicem, ipotenuza la pătrat, adică 60 radical din 2 la pătrat, vorbiți. Da, deci zicem A e pătrat, hai să scriem așa, A e pătrat egal cu AD. A e pătrat egal cu A prim. La pătrat. La pătrat, A prim la pătrat, plus E A la pătrat. E A prim. E A prim. La pătrat. E A prim la pătrat. Înlocuim ce știm, A eu știm, 60 radical din 2. Deci echivalent cu A zice 60 radical din 2 la pătrat. Egal cu A prim care nu știm, A prim la pătrat, plus 60. 60 la pătrat, azi, nu uita. 60 la pătrat. Echivalent cu 60 ori 60. Nu, acum scoatem A prim la pătrat. A prim la pătrat egal cu 60 radical din 2. 60 radical din 2. La pătrat. Da. Minus 60 la pătrat. Și egal cu. Cum să ridicăm un prost la putere? Fiecare la cea putere. Da. Și face 60 la pătrat, ori radical din 2 la pătrat. Adică 2. Ori 2. Și minus 60 la pătrat. Și egal mai departe. Să-l dăm de 60 la pătrat în factor, nu progres. Sigur că da, de 60 la pătrat. 60 la pătrat pe 60 la pătrat în factor. Pe lângă 2 minus 1, da. Adică ori 1, da. Și egal 60 la pătrat. 60 la pătrat. Da? Adică 6 ori 6, 3 6, 3 da, 6. Dacă A prim pătrat. A prim e 60, corect. Deci scriem A prim pătrat este 60 pătrat. Deci A prim va fi egal cu 60, deci am demonstrat. Egal cu 60 și termină problema. Dar atenție, trebuia redactat până aici. Corect. A, B, C, D, nu știu, sau A, B, E, F, E. Ar fi foarte fain. Era ceva greu, ceva ce nu știați voi? Nu, dar ar fi foarte fain dacă cineva zice, sigur, e că așa ați ies. Așa, este trapez isoscel. Isoscel și redactăm acolo. Și redactăm. Asta e cât asta, unghiul la bază congruente, doar dus perpendiculara. Triunghiul ăsta e congruent cu ăsta. Asta înseamnă că îți permis să spui că E A' este cât B' F și cum A' B este de 60, prin diferență, împarți la 2, trebuie să redactezi toate chestia asta. Da? La B calculați aria suprafeței terenului, adică B, și pătratului și trapezului. B, aria suprafeței terenului. Adică A, B, C, D, da. A, B, C, D, plus aria. Lui A, B, E, F. Da. A, B, hai să zic E, F aici. Ca să fiu ordine. A, B, E, F. A, B, E, F. Egal cu pătrat. L la 2, adică 60 la 2. Egal cu L pătrat. Plus baza mare, plus baza mică, ori înălțimea supra 2. Egal cu, fiindcă era B mare aici, trebuia să scriem aici A, B plus E, F ori A, A' pe 2, așa ar trebui să scriem, da? Din cauza că B mare se confundă cu vârful B și dacă voi să scrieți laturii acolo, da, egal cu latura la a doua, adică A, B la a doua, deci, egal cu A, B la a doua. Hai să scriem de restul. A, B la a doua plus baza mare care este E, F E, F plus AB ori înălțimea A' pe 2. Pe 2. Așa că nu se mai supără nimeni. Nu se mai supără nimeni, dar când există... Da, e corect. La examen așa trebuie. Neapărat. Că există prelegi de confuzie. Și B mare, și B mic. Și înlocuim repede copii, vorbiți. Egal cu 60 la pătrat. 60 la pătrat plus... 60 la pătrat plus EF care este... 180. Plus AB 60. Plus 60 ori A prim care 60 pe 2. Pe cine să simplificăm? 2 cu 60. 2 cu 60. Și de 7200. 30 acolo. Și de 7200. Hai să calculăm. 60 la pătrat e 3200. 3200. Nu, 3600. 3600, sigur că da. 3700. Plus, acolo 240 ori 3... 240 ori 30, da? Da. 7200. 7200, da? Da. Deci face 3600 cu 7.200 și face ca sumă 10.800 centimetri sau metri pătrați. Metri, da. Și cu asta acesta era punctul B, deci se putea face la clasa 7 fără probleme, da? Fără nicio... Așa, emoții. Să arătăm câți cu linia... Un pic, Adia, ai răbdare. Demonstrați că punctele E, A și C sunt coliniare. E, A și C sunt coliniare. La noi nu prea iesă. Trebuie să schimbăm... Nu sunt deloc la noi. Da. E, A... Eu era acolo, domn profesor, și l-a schimbat, da. E, A și C. E, A și C, acum da. Poate să fie. E, A și C, să arătăm că sunt coliniare. Păi cum i-ați învățat? Când sunt trei puncte coliniare? Hai să ne aducem aminte. Când AC ar fi paralel cu o dreaptă și E ar fi paralel cu o dreaptă, sau prin teorema lui Stuart. Stuart, lasă-o încolo. Lasă-o încolo că nu știi nimeni. Nu trebuie acum Stuart, nu trebuie. Așa, altceva. Sau prin ceva. Da, lasă-o încolo, lasă-o. Nu ceva. Menelau era. Menelau. Da. Colinialitatea. Ceva era cu concurență. Așa. Da. Concurență, nu concurență. Concurență. Bun. Dar cea mai interesantă ar fi să arătăm că e și 180 de grade. Corect. Că nu-i rupt. Că e dreapta. Că e așa. Alungit. Și E. Pentru că avem B egal cu BC. Ăsta cât este? Ăsta este... Nu. E 45. Așa, că într-un pătrat, diagonala, și bisectoare, așa. Deci unghiul de aici, de 40, ăla e 90, motorul B a 45 de grade, ăsta e 90. Și dacă și ăsta ar fi de 45 de grade. Păi este, că avem 60. A, primim și de 40. Și gata, și dacă... Nu uitați de la și share. Deci rapid aici. Foarte rapid. Dar cum redactau? Așa? Sigur, dar așa spunem. Triunghiul, uitați cum spunem. Triunghiul CBA, în care avem BC egal cu BA, BC egal cu BA și unghiul ABC cu măsura lui ABC egal cu 90, rezultă că triunghiul ăsta CBA isoscel, triunghiul CBA isoscel. Deci rezultă că unghiurile de la baza lunară. Deci unghiul A, măsura lui A. Egal cu măsura lui C. Egal cu măsura lui C. Și egal cu 45. Și cum A plus C, măsura lui A, plus măsura lui C, egal cu cât? Cu 90 de grade, acoladă, rezultă că măsura lui A, măsura, citim prin 3, da? CAB. CAB egal cu măsura lui BCA. Da, CAB egal cu 45. Asta mă împrămâta cu CAB egal cu 45. Ia subliniați. Mai avem cu măsura lui A prim. B, măsura lui BA prim 90. Măsura lui BA prim 90. A prim 90. Egal 90 de grade. Și acum, între unghiul A prim E. Așa zicem, între unghiul A prim E. Avem măsura unghiului A prim E 90. A prim E. Da. 90. Egal 90 de grade. După aceea avem A prim A egală cu E A prim. Asta e zis, Anca? Da. A prim A egal cu? E A prim. A prim E. Da. Și egal cu 60, parcă. 60, da, nici dimetri, parcă. Da. Rezultă atunci că triunghiul... A' este isoscel. E dreptunghic isoscel. A' e dreptunghic isoscel. Și atunci? Atunci unghiurile la bază sunt congruente. Corect. Adică... unghiul A plus unghiul E, că nu-i confuzic, e între unghi. Unghiul A. Măsura lui A plus măsura lui E egal cu 90. Egal cu 90 de grade. Și atunci aducem din 3, i-ați zis. E A prim, 45. A prima e, ca să legăm acolo. Atunci rezultă că măsura lui A prim A e egal cu 45. Egal cu 45 de grade. Și acum dacă le adunăm pe toate, măsura unghiului CAB plus BAB plus A prima e, deci nu așa am zis, A CAB, încep cu BAA prim, ca să le anunț că sunt adiacente. Și cu plus măsura lui A prima e, deci zicem acum. Măsura lui CAB plus măsura lui BAA' plus măsura lui EAA', domn profesor. Plus măsura, nu, acum am terminat litera. Da, ca să fie adiacente. Legate, măsura lui A' E egală cu 180. Egală cu 45 plus 90, scrie exact, plus 45, egal cu 180 grade, de unde rezultă că E, A și C, păi rezultă că E, A, C. Și terminat problema. Deci asta a fost un punct jumate din subiectul 3. Punct jumate subiectul 3. Și acum subiectul... Și mai este o problemă. Aia... Să o vedem. Da. Haideți să vedem acum ce a fost în problema asta interesantă. Nimic care ei să nu știe. Nimic pentru clasa a 7-a. Deci voi tot ați făcut, tot ați trebuit să știți. Și simplu. Da, dar nu am de mână. Asta s-o speria cineva că aici acum demonstra că sunt coliniare. Simplu. Păi, am văzut acum. Exact. Foarte simplu. Foarte simplu. E vorba de... Din toate variantele care avem, alege pe cea care îți convine ție. Și cea mai ușor. Da, pentru că ca să nu fie ruptă, trebuie să fie unghia lungită acolo. Corect. Da? Și atunci măsura să fie 180 de grade. Important e că, uite, am făcut un subiect care s-a dat la simulare și s-a luat notii dezastru, pe Bacău 30%. Da? La matematică. E bine, în afară de la spațiu, tot le făceam tot. Păi ei, nu le făceați. O secundă. Hai să fim cinstiți. Ar fi trebuit să știți să le faceți. Da. Noi trebuie să fim foarte corecți cu noi înșine. Adică nu putem, la nivelul la care ne aflăm acum, este un semnal de alarmă că în situația în care ai fi fost pus la anul, n-ai fi făcut mare lucru. Hai să o spunem pe cea dreaptă, câtă vreme o serie de lucruri nu le stăpânim. Câte ai fi făcut din acestea? Hai să uite-te așa pe toate. Vine vorba de discuții sincere. Hai să am 11 și avem timp să terminăm. Da, terminăm, că sunt șanse să nu vină. Da, au și 35, dacă n-au venit până acum, nu mai vin. Deci, Adi, ce n-ai făcut? Uite-te așa, corect. Zici, ce n-ai făcut tu? Că deja tu îl faci de a treia oară testul ăsta. Iar l-a făcut și acasă, îl face nu știu câte oară. Deci, eu spun la prima citire, Adi. La prima citire. Asta, punctul 4 cu 20, lungimea... La subiectul 1, punctul 4. Da, subiectul 1, punctul 4, după aia tot punctul 5. Cu geometria în spațiu. Nu l-ai făcut, da. Stud de la subiectul numărul 2, punctul 1, geometrie în spațiu. Lasă geometria mai mult, lasă, nu mai geometria în spațiu. Vorbesc de asta de-a... Uite-te la ce nu ai făcut. Din ce știați voi. Haideți, domnul profesor, cum vă zic eu. Deci de la subiectul 1, asta, rezultatul calculului 25 minus 25 îl făceam. Da. Numărul pătratelor perfecte, să zicem că le număram. Să zicem că le număram. Nu înțelegeau ce înseamnă pătrate perfecte. El nu-l făcea. Adi îl făceai pe ăsta cu pătrate perfecte? Nu, ei, lasă. Nu-l făceai, adică nu înțelegeai ce înseamnă pătrate perfecte. Bă, da, știi ce să alea. Păi, trebuia să te gândești... De mulțimea numărului naturale e două cifre. Păi da, interpretarea nu făcea ce vorbim așa. După aceea la subiectul numărul 3, dacă A este mulțimea numărului naturale pare și B este mulțimea numărului naturale impare, să zic că A intersectat cu B, ați văzut ieri. Nu a mers. Nu a mers. Eu le-am zis că mulțumesc. Da, sigur că da. Deci să fim cinstiți, ce să mai... Da. Asta un cerc când n-au știut. Asta cu cercul când n-au știut. Bun. Da. După aceea cu cubul, degeaba v-ați speriat că e un cub. Pentru că nu intră în discuții când nu știam. Așa, bine. Asta cu tabelul cu elevii o făceau. Da. Așa. După aceea la subiectul numărul 2. Desenați pe foaie de exemplu piramidă, nu era treaba lor. Determinați numărul natural de 3 cifre de forma ABC. Nu o făceau. Nu mergeam. Nu o făceați mai. Nu duceați până la capăt, băiate. De ce să nu vorbim? Riguros nu duceați până la capăt. Ducem tot în stânga, acolo, să vedem și discuția. Cum puteți parcurge un traseu în 3 zile? N-au făcut-o, ne-au demonstrat ieri. La prima citire n-ați făcut-o, gata. Dar în 2 minute, dar noi aveam timp atunci 2 ore, nu poți să zici că nu ne întorceam. Bine, măi, asta e altceva, dar zic așa la prima citire. La teză, când ai avut timpul, tot timpul din lume acolo, ai văzut. Că dacă te împiedici la un exercițiu și pierzi mult, după aceea le ușoare nu le mai faci. După ce ai făcut subiectul, ți se pare așa, dar crud, la prima vedere, să-ți recunoaștem momentele de bâlbă, măcar. Subiectul numărul 4 aia, dar cu un supra-radical din 2, ăsta îl făceau, părerea mea. Îl făceau și în varianta care aplica conjugata, și în varianta care îl făceau. După aceea la ăsta, e de X. Stai să spun, hai să punctești aici ceva. După ce aplica conjugata, cum Adi o porni la prima citire, acolo cu scoaterea în factor a 18, 2 ori 9 și nu știu ce, să iasă 3 ca să poate. Asta cu E de X-ul, nu știu dacă o duceau până la capăt. Da, asta a fost sigur, nu. E de X-ul acela? Pur și simplu scriam, nu, asta e, nu. Asta cu E de E. Asta calculam, ce știam. Asta eu ziceam de paranteze de 1,6. Fără să zici riguroasă. Atenție, atenție pe mine. Și ajungerea acolo. La X pe lângă X plus 1 pe lângă X plus 2 a fost o problemă. Tu ai văzut varianta ta și te-ai dus, dar îți spun, Anca și cu așa, cealaltă parte, să spunem, a grupului, că îi reprezintă cea masa mare. Trebuia să arătăm că e multiplul de 6. Mai am arătat cât divide la 6? Da, adică e multiplul de 6. E multiplul de 6. Da, dar totdeauna dă 6 oriceva. Se divide la 6, totul aceeași lucru. Da, bun. Așa. După aceea din subiectul 3, asta. Eu zic că ar fi trebuit să o facă problema. Da, asta o făceam. Cu terenul. Aici trebuia să o facă. Eu zic că ar fi trebuit să o facă. Iar dacă sunt corect, spun așa. La trapezul îi sorcel toată chestia aceea, iar și-ați fi bârbuit acolo. Ducerea înălțimii pentru ca să scoateți acolo din BBB prim. Nu toți ar fi făcut-o. Așa, și cu astea pe liniare, iar nu toți ar fi făcut-o. Așa, și acum la problema... Deci, haideți să fim corecți, ne-am dus la un 4 bâșbuit. Da. Dacă suntem cinstiți la prima citire, cu excepția, să spunem, la un 6 te duceai. Tot așa de cinstiți suntem. Da? La un 6, ei s-au dus la un 4 bâșbuit și iată că nu-i corect. Aceste lucruri nu-i mai întâlnim în clasa 8-a. Asta am vrut să vă spun. Nu, nimic. Nimic, nu mai întâlniți într-o optat. Deci dacă la nivelul de astăzi, acum, ați bâlbâit, la anul și mai grav, că sunt multe chestii geometric clare. Da. De aceea trebuie spus lucrurile pe nume. Și acum mai au această problemă. Deci nu ne bătăm așa, gata, am fi făcut, fac de 7, de 8, de 9. Ar fi trebuit să facă, asta era ideea. De 8,5 ar fi trebuit să o facă și ei. Da. Nu chiar de 8,5. Totuși mai fost câteva geometrii în spațiu, de sus, care trebuia să le știi. Nu prea. Nu pentru ei. Nu pentru ei. Dar de un 7 trebuiau să știe și ei. La nivelul ăsta de un 7 trebuiau. Perfect trebuia să fie. Bun. În figura 3 și în figura 3 am să vă arăt, domnul profesor, aveți ochelare? Da. Că decât să vă zic, e ABCD-ul în paralelogram, un rom. ABCD-ul în rom, îi duceți diagonalele și îi duceți vârful ies. Deci un romb. Da, îi duceți diagonale, facem o piramidă. Așa, o piramidă, cred că 4 lateră, regulată. Deci este, în figura 3 este reprezentată schematic, o platformă în formă de pătrat ABCD, cu latura de 16 metri. Așa. E o platformă, zic ei. Da? În formă de pătrat ABCD, cu latura de 16 metri. Bine, noi facem... Așa, la o scală, cred. Nu o să o facem de 16 metri. Da, facem romb sau pătrat? Uite, exact așa cum face domnul profesor, faceți. Acum, zic mai departe. După aceea, deci îi ducem vârful acela în S, cum am dus noi la piramida aceea în V, domnul profesor. Așa. La mijlocul lui ies o, găsim punctul V. Așa. Mijloacele lui A, D și B, C, M și N. Și unim V-ul cu N și M, și ies un triunghi acolo. Nu-i chiar greu. Așa, acum să citesc problema. Segmentul SO, unde O este intersecția luacie cu BD, reprezintă o antenă de telefonie mobilă amplasată perpendicular pe planul pătratului ABCD. Așa, gata. Înțeleg acum că e vorba de piramida aceea. Nu înțelegeam ce-i cu platforma și ce se întâmplă. Deci, practic, perpendiculara în punctul de intersecție a diagonalelor. Exact. Înălțimea acelei piramide, exact, care este antena. Antena, corect. Deci, ca și în figura anterioară, pătratul facem pătratul care acela îl facem, cum v-am spus mai devreme, sub formă de rond. Da? Da. O să fac un pic mai mare. Mai mare, domnul profesor, da. Am înțeles că acolo e o secțiune, exact. Chestii. Da. Și mai jos. Și mai jos un pic, ca să vă puteți urca. Da. Nu știu de ce urcați, nu e așa de greu. Chiar e frumos. Da, iată, spuneam rondul acela. AB jos. Și din ce știm, asta nu trebuie să se vadă. Da, o să vină undeva în spate. Și asta, nici asta. Aici o să fie alte figuri și nu mai contează. AB jos, da. D. C, D. C, D. Duceți diagonalele. Corect. Găsim O. Așa, acolo e O. Acum ducem înălțimea. Mai înalt, așa, mai duceți-o mai mult, domn profesor. Ies. În capăt S. S. Da, unim doar pe S cu D și pe S cu B. S cu D și cu B, da. S cu D și S cu B, da. Da. Așa. După aceea, vă citesc. Deci, în figura 3 este reprezentată schematic o platformă în formă de pătrat ABCD cu latura de 16 metri. 16 metri. Segmentul SO, unde O este intersecția lui AC cu BD, reprezintă o antenă de telefonie mobilă amplasată perpendicular pe planul pătratului ABCD. Corect. Așa cum am făcut noi. Antena este ancorată cu 4 cabluri SB, SD, VM și VN, unde V, M și VN, unde punctul V este situat pe segmentul SO, iar M și N sunt... Pe mijlocul... Aici, în figură, pare să fie la mijloc. Văd că nu zice, de aia vă citeam. Spune unde... Deci, V este situat pe segmentul SO. Bun. Pe figură pare să fie la mijloc. Iar M și N sunt mijloacele laturilor BC, respectiv AD. BC și AD. Da, corect. Luați mijloacele. Da, și AD. Da. M, N. Da. Deci M e pe BC. M aici. Și N. Și N pe AD. Da. Da. Și V undeva acolo, la mijloc apare pe figură aici. O să vedem mai... O să vedem noi dacă e chiar la mijloc. Da. Bun. Deci, cablu SB. Aici, eu am să fac un pic așa oblic, ca să nu cumva să trec prin D. Cablu SB. SB, da, cablu SB. Face cu planul pătratului ABCD un unghi de 60 de grade. Asta e unghiul. SB face cu planul pătratului. SB cu planul pătratului un unghi de 60 de grade. Adică dacă mă gândesc la triunghiul SBD, în triunghiul SBD este un triunghi isoscel SBD. Deci, vedeți, SBD este un triunghi. Spun eu că e isoscel, pentru că SO este înălțime. SO e perpendiculară pe planul triunghiului, e perpendiculară pe DB. Și acum trebuie să vedeți așa. Un triunghi isoscel. Zic eu că este isoscel pentru că S, aici este S, D, B. Și într-un triunghi în care înălțimea pică la mijloc, pentru că în patrulaterul ăsta, D B se intersectează cu AC în O. Și atunci știu că într-un patrulater, în diagonale sunt jumătăți. Și atunci O e la mijloc. Corect. Și iată-l pe O mijlocului DB. Și atunci ies O, este și înălțime și mediană și de toate, nu? Da. Și îl obligă pe triunghi să fie isoscel. Corect. Dacă înălțimea e și mediană, numai într-un triunghi ce se întâmplă asta. Bun. Și am și unghiul ăsta de 60 de grade. Ăsta e de 60 de grade. Asta înseamnă că ăsta e de 30 de grade. Păi înseamnă că e echilateral, cateta. Cum? Păi dacă, care mai e de 60? Nu? 60 și ăsta de 60. Și înseamnă că e echilateral. Știi că da, triunghiul ăsta este echilateral. SDB este un triunghi echilateral, da. Bun. Vedeți că se reduce la problema de geometrie plană? Plană, da. Că, vedeți că practic acum am părăsit problema și suntem într-un triunghi, în planul ăsta. Domn profesor, l-a luat separat pe ăla de acolo, SDB. Și l-a luat separat și efectiv îi explică pe el cum stau lucrurile. De aceea se face întâi geometria plană. În geometria spației nu se face nimic. N-ai nicio șansă să faci geometrie spației dacă știi geometrie plană. Da, corect. Deci asta e important. Că se reduce la o discuție din geometria plană. Bun. Așa, deci am făcut figura. Deci triunghiul ăsta SDB este un triunghi echilateral, adică DB este cât SB cât SD. Bun. Mai departe. Bun. Și acum, amic, calculați înălțimea antenei SO. Așa. Să o calculăm pe SO asta. Deci SO egal cu 5, la amic, pentru 5 puncte. Bun. Noi avem că pătratul de aici are latura de 16, da? Nu degeaba. Asta cât e CB? Tot 16. Tot 16. Asta DB, DA, e tot 16. Acum sunt într-un pătrat. Imaginați-vă într-un pătrat în care am latura asta de 16, 16 și trebuie asta. Care este cine? DB. Nu? DB, de care nu avem nevoie. O diagonală. Corect. Teorema Pitagora. Da. 16 la 2 cu 16 la 2. 16 la 2 e 100... Scoatem pe 16 factor comun. A, o scoatem în factor comun. Și vine 16, 4... Vine cât? 512. Nu mă interesează numărul. Uite, 16 pătrat cu 16 pătrat este egal cu de 2 ori 16 la pătrat. Corect. De unde e simplu DB. DB va fi egal cu radical din 2 ori 16 la pătrat. 16 radical din 2. Și este 16, înseamnă 16 radical din 2. Deci am aflat că de DB sau AK e la fel. DB egal cu AK și egal cu AK și egal cu 16 radical din 2. Dar DB nu este tocmai SB? Ba da, că la echilateral n-am zis. Sigur că da. Deci DB, iată că avem DB egal cu SD egal cu SB SD egal cu SB și egal cu 16 radical din 2. Corect. Cât este OB? Păi e jumătate din ea, că e la mijloc. Adică OB radical din 2. OB egal cu DB pe 2, nu? Da. DB pe 2 și egal cu 16 radical din 2 pe 2 și face 8 radical din 2. Da. Iată că am găsit o pasta de 8 radical din 2. Asta știu cât este. 16 radical din 2. 16 radical din 2 și trebuie să umplăm prin Pitagora pe SO. Și ies de mai mult cât trebuie să... Ce-i SB? Ipotenuză. Ipotenuză. Adică ipotenuză la pătrat egal cu suma pătratelor catetelor. SB la a doua. La a doua este egal cu SO la a doua plus OB la a doua. La a doua. Echivalent cu 16 radical din 2 totul la a doua. Egal cu SO care nu știm și trebuie să o aflăm acum. SO la pătrat plus OB o știm, 8 radical din 2. 8 radical din 2 totul la a doua. Echivalent cu SO de aici și SO pătrat va fi egal din asta la pătrat minus asta la pătrat. Da, 16 la a doua ori 2 minus 8 la a doua ori 2. Am scos-o cu SO. Da? Da. Și egal cu acum pe 16 poți să zic 2 ori 8. Corect. 2 ori 8, totul la a doua, ori 2, minus 8 la a doua, ori 2. Și acum fiecare e la a doua, nu? 2 la a doua, ori 8 la a doua, ori 8 la a doua, ori 2, minus 8 la a doua, ori 2. Și egal cu 8 la a doua, ori 2. Vorbește, Adi. Dă-n acum pe 8 la a doua, ori 2. 8 la a doua, ori 2. Pe lângă... Pe lângă... 2. 2 la a doua. 2 la a doua. 2 la a doua, da. Pe ăsta l-am scos. A, numai pe ăla. 2 la a doua, ori... 4 minus 1, nu? 4 minus 1. 3. Și face 8 la a doua, 8 la a doua ori 8 la a doua ori 2 ori 3. 64. Ori 3, da? Și iată că am găsit pe ISO, da? ISO pătrat. Deci avem că ISO pătrat este egal cu 8 la a doua ori 6. Ori 6. Corect. De un ISO simplu 8 radical din 6 face 8 radical din 6. Și că mai obțineau 5 puncte. Deci ISO egal cu 8 radical din 6. Deci, practic, tot geometrie plană. Geometrie plană, deci ce vă spun? E geometrie plană, nu spui geometrie în spațiu, nu știu. Da, că au văzut piramida aia. Totul ce-a rezumat numai la geometria plană. Am scos triunghiul, am scos pătratul, am scos aia. Geometria în spațiu înseamnă știi geometrie plană, te-am copii, nu? Corect. B. Determinați măsura unghiului dintre planele VOM și SOB. Hai mai că mi-e așa de greu. V, care? VOM. VOM. Da, planul ăla și planul SOB. Și SOB. Ăla mare. SO și B. Asemenea, așteptați mai, determinați măsura unghiului dintre planele. Adică O. Da, VOM și SOB. VOM are 90. VOM. Deci unghiul dintre cele două plane trebuie să vedeți așa. Uite cum să vedeți în spațiu, da. În plan. Deci ăsta este planul VOM, da? VOM, da? De fapt e VNM. Ori VOM, ori VNM. Ăsta sunt, ăsta e mijlocul lui A, ăsta e mijlocul lui M, e mijlocul lui CB, nu? Da. Și a vorbit de VOM, planul VOM, este de fapt planul VNM. Ca și cum te uita la triunghiul ăla. O este PNM. Și la mijloc. Da? Da. O, PNM și la mijloc, fără discuție. Da. Și acum, triunghiul VNM se intersectează cu triunghiul SOB sau SDB. Tot triunghiul, nu numai jumate. Tot triunghiul, nu ne duce pe jumate. Așa. Deci se intersectează. Dar faceți-l cu culori, domnul. Hai să facem, da. Că în spațiu nu prea văd copiii. La ora asta. Da. Deci, hai să zicem așa. Planul acestui triunghi, uitați-l așa. Ca să-l vedem. Haideți să facem și cu planul triunghiului. Ne forțăm puțin și încercăm să vedem planurile astea. Și cu planul triunghiului? SDB a zis. Da. SDB. Sunt înles cele două plane. După ce dreaptă se întâlnesc asta? După ce dreaptă comună? Nu, ce dreaptă comună au planul ăsta așa și cu planul ăsta altul așa. Nu, S-V-O. Da. Asta e munchea comună. Adică V-O intră și unul, nu și un altul. Da? V-O chiar. Este un triunghi în celălaltul, da? Așa și cum ar veni, da? Și au ca latură comună, munchea comună, cele două plane se întâlnesc după asta. După S-O, da? Da. Și care e unghiul? Și unghiul determinat de cele două plane este unghiul de aici. El merge 60. Să vedem, nu știu dacă e 60. Deci, atenție. Este ca și cum ar spune între unghiul M-O-B. Deci, unghiul dintre cele două plane este M-O-B. M-O-B. Ei, ce am în triunghiul acestea M-O-B? Păi pe ăla O, B, S, M, nici mai știu, care ăla e de 60. O, M, știu cât este. O, M, e jumătate din AB. E 8. Da? Da. Unghiul ăla e de 60. B, M, știu cât este. Asta o care. B, M, e tot 8, da. B, M, este tot de 8, că e jumătate din asta, da? Da. Deci asta de aici a spus că este 8. Asta este 8. Da, pe aceea am calculat-o și BD am calculat-o. 16 radical din 2 sau cât mi-a dat, da. 16 radical din 2. Ei? Înseamnă că o pui o radical din B. Și acum întreb, unghiul ăsta de aici, latura asta cât este? 8 radical din 2. 8 radical din 2, nu? Da. 8 radical din 2. Și dacă verificați Pitagora, asta la pătrat plus asta la pătrat face asta la pătrat. Înseamnă că unghiul ăla de acolo e 90. 90 este ăsta din mână, așa? Da. 90 de grade. Da. Care e 45. Bun. Și asta e 45, și asta era unghiul care vă cerea. Da, și trebuie să vadă unghiul ăsta, nu? Că trebuie ei să zică pe care nu o să calculezi toate unghiurile. Nu, nu, păi el a pus așa, intersecția, cu baza ce s-a întâmplat, intersecția de aici, deci unghiul dintre cele două plane este unghiul de aici. Și o să înveți clar la 8-a chestia asta, intersecția, plane, cum? Păi, să învață chestia, intersecția două plane, o dreaptă, sunt o serie de lucruri. Dar acestea, de aici începe dificultatea. Deci, dacă la geometria plană uneam o dreaptă cu alta și eram numai în plan aici, acum în spațiu trebuie să vezi intersecții de plane, ce se întâmplă. Lucrurile sunt dificile. Sunt dificile. Deci, dacă aveam greutăți la geometria în plană, la spațiu este complicat. Bun. Și mai este, domn profesor, știind că H este proiecția punctului O pe planul ZAD, H, nu contează, voi măcar ascultați. H este proiecția punctului O pe planul S, A, D. Măcar uite. A, D. D, nu? Da. S, A, D. S, A, D. H și proiecția planului. Să vedem planul. Planul înseamnă triunghiul acela. Proiecția punctului O. S cu A, da? Da. Și nu mai faci așa și uite-te doar. Ei, întrebarea, aici trebuie să vedeți așa, partea asta, deci latura, planul SAB, nu-i perpendicular pe planul de jos, ci este un pic, de-aia e piramida, așa vine. Planul ăsta este oblic, deci există un unghi aici jos. Corect. Unghiul pe care îl face SAB, D cu planul bazei este unghiul dintre perpendiculara dusă din S pe DA, care pică dintre triunghiul SDA, este și el isoscel din aceleași motive. Și pică la mijloc. Și pică exact în N, acolo, da. Ei, unghiul dintre cele două plane este unghiul ăsta. Tot ăla, da? Da. Deci unghiul dintre planul SAD, da? SAD și proiecția. Și, atenție, nu, deocamdată nu unghiul vreau să spun. Deci, unghiul făcut de planul SAD cu planul bazei este unghiul făcut de SN cu NO. Așa. Deci, SNO. Sau SNO, tot așa. În triunghiul SNO, care este un triunghi dreptunghic. Da, corect. Aia înălțime, da. Trebuie să vedeți așa. Iată N, iată O, să le luați tot timpul separat, știi? Neapărat, tot timpul separat, ca să puteți să lucrați pe el, știi? Deci, îl scoateți ca și cum l-ați scoate de acolo, l-ați luat, știi? Și iată, asta e triunghiul S, N, O. Da. Perpendiculara din O dusă pe planul SAD este înălțimea dusă în triunghiul ăsta. Aha. Și asta să mai citesc o dată. Deci, proiecția lui O. Știm că H este proiecția punctului O pe planul SAD. Demonstrați că H este ortocentrul triunghiului SAD. Este ortocentrul triunghiului SAD. D. Da. S. A, D. H și ortocentru. Pentru că am odată S, A, o înălțime. O, ăsta a fost înălțimea adusă aici, nu? Unde e H-ul acolo pe figură, domnule? H-ul este aici. Ia uitați-vă copiii unde e. A, și ăla e ortocentru. H-ul este aici. Păi, S, H și înălțime, și ea, între unghiul S, A, D. Da. O, H și înălțime și ea. Da. În care? Nu. Atenție. Atenție. S-n este înălțime. Este înălțime, în sadă. În sadă. Ne mai trebuie una. Încă una, dar fie din A, fie din D. Aha, și de unde să o ducem? Din A, și atunci eu trebuie să arăt că AH din A, prin H dusă, pică perpendiculară pe S, D. Și atunci e ortocent. Deci, practic, în triunghiul ăsta isoscel, așa trebuie să vedeți. S, A, D. S, A, D. Am pe sân, uitați, sân este asta. Și acum trebuie să duc din A printr-un punct H care a picat din altă parte. Să treacă prin el. Să treacă prin el și să arăt că pică aici și perpendicular. Și dacă arăt asta, gata, H ortocent. Și cum o arăta? Și aici pică teorema celor perpendiculare. Care ei nu știu. Care nu știu, da. Și spuneți pentru cei de-a 8-a, domn profesor. Deci, care e teorema celor trei perpendiculare? Dacă am așa, un plan și un punct exterior și am din punctul ăsta V sau, un punct D, VO perpendiculară pe un plan și din piciorul acesteia din nou duc perpendiculară pe o dreaptă din plan. Așa. Iată OP. Atunci VP e perpendiculară pe dreapta din plan. Deci VO perpendiculară pe plan. OP perpendiculară pe o dreaptă din plan. Atunci VP e perpendiculară. Atunci VP e perpendiculară pe dreapta D. Deci dacă așa și așa, atunci așa. Atunci ipotenuza. Da? Ar fi ipotenuza, dar e perpendiculară pe dreapta asta. De-aia se zice că aici sunt trei drepte perpendiculare. În punctul P am trei drepte perpendiculare. Odată cu OP e perpendiculară pe dreaptă, că drepta e perpendiculară pe dreaptă. Sunt 1, 2, 3. Și atunci poartă numele de teorema celor trei perpendiculare. Aici am această situație. Pentru că am de aici din nou perpendiculară pe o dreaptă din plan. O H e perpendicular prin plan, o N perpendiculară pe o dreaptă din plan, da? Atunci AH va fi perpendiculară pe dreapta asta din plan. Și dacă nu făceau 5 puncte atâtea lor, pe asta dacă nu făceau. Dacă nu făceau pe chestia asta. Da. Adică 9 și 9. S-a adresat aici unui grup restrâns, teorema celor trei perpendiculare, sau poate... Și la nivel de țară 7 au știut, 2 din Bacău. E cumplit. Deci eu trebuie să spun că în subiectul acesta aplicat l-am parcurs acum în totalitate. Corect. Și cei că v-au rugat să-l faceți. Deci l-am văzut în totalitate, spunem așa. Subiectul a fost la un nivel mediu. Corect. Nu s-a ridicat o chestiune de finețe care să te lasă așa fără... Nu-i justificat 30%, peste 5. Nici o clipă. Este o dramă. Este o dramă pentru cei 30%. Un semnal de alarmă care îl tragem încă o dată și încă o dată și noi părinții și noi profesorii și cu elevii nu mai sunt. Deci vedeți acum, nu sunteți în focul acela de mâine. Mâine când veți fi, la fel, la clasa 8-a, veți vedea ce moment greu este. Exact. Pentru că școala n-a făcut ce trebuie în urmă, înțelegeți? Și datorită faptului că v-a obișnuit pe voi să memorați o serie de formule, neînțelegând deloc care-i rostul lor. Nu iubiți matematica. Sunteți în stare de stres și oricât mă străduie, iată că suntem în al 2-lea an, veniți cu acest act reflex de a memora și iată te-am văzut pe tine, Miruna, în mai multe rânduri, când refuzi să încerci să înțelegi. Știu formula, știu nu știu ce, o aplic, merg foarte repede, mecanic. Îți place această formă mecanică, dar asta îți joacă feste. Dacă uiți. Da? Deci, eu merg și insist pe partea asta a înțelegerei lucrurilor din aproape în aproape. Am insistat acum la clasa 5-a cu Daria pe chestia asta. Uite, 3,75 scriem ca fiind 375 pe 100. Asta mi-a venit o fetiță de clasa 5-a, ca să spunea, așa m-a învățat, și scriu așa spre 100. Deloc n-a înțeles de ce. Pentru că avem 75 până 0. Păi uite, asta e mecanic. Exact. Este mecanic. După virgulă 20. Așa pui 20. Dar e mecanic. Stai una gând, dar e logic ce... De ce e logic așa pui de 2 de 0? 375 părți la 100 de 3,75. Dar cum e logica? 3, tu, cum o fac eu copilul de clasa a 5-a să înțeleagă asta? Tu, la rândul tău, ai înțeles asta tot mecanic, pentru că tu n-ai înțeles așa. Hai să vedem de unde vine. Îmi fac datoria să vă atrag atenția că lupta pe care o dau eu aprigă este să vă pot debarasa de acest act reflex al reținerii sub formă mecanică, de tipul așa, așa e corect, asta e logică. Dar dacă tu ai fi înțeles că 3,75 înseamnă 3 întregi plus 70 și plus 500, da. Și aducând la același numitor, amplificăm aici cu 100, aici cu 10. Și am vine 300 plus 70 plus 5 supra 100. Și face 375 pe 100. Dacă așa înțelegem, are rost matematica. Pentru că știți cum se numește șaptele? Prima după virgulă? Da. 10. Sutime. De aceea e pe 10, de aceea e pe 100. Nu, domnul profesor, de aceea e pe 1000 în continuare. Noi împărțim, prima dată împărțim în 10 unitatea următoare și pe primele 7 le-am luat și fiindcă încă mai avem treabă, următoarea pe a 8-a o împărțim încă în 10, de fapt am împărțit tot întregul următor în 100 de părți și am luat 75 din ele. Corect. Adică 7 de ale 10 și 5 sutim. Corect. Și aducând la cerutările, asta ar fi motivul. La clasa 5-a, acum, iată m-am străduit în continuare. 3,75 ne-a spus că este egal cu 3,75 ori 100 supra 100, care face 1. Nu, că e ori 1, da, 100 da, face 1. E cam mai departe cu 3,75 supra 1 ori 100 pe 100. Și egal cu 3,75 ori 100 supra 100. Și egal mai departe, la mulțirea cu 100, i-am insistat și am spus că duce virgula la dreapta și le-am arătat. Exact, se mulțește. Și la împărțire se duce la stânga, da. Și la împărțire mai târziu le-am putut arăta asta. Și acum ar vine cât? 375 supra 100. Și ăsta este motivul pentru care explicația și că s-a dus virgula la dreapta peste cât? Peste... 23. De ce? De ce 3,75 scrie 375 pe 100? Da. Deci la un alt nivel. Sigur că eu nu obosesc să atrag atenția că matematica trebuie văzută într-o formă logică, lucrurile curg din unele din altele. Nu formă mecanică. Credeți voi că dacă eu aș reține mecanic, când trec la o clasă, la alta, vine la clasa 11, a 12, nu știu ce, nu știu cum, nu știu... Aș avea vreo șansă să fiu surprins. Majoritatea colegilor mei, și spun asta, ca să înțeleagă odată, comunică așa cum spuneți voi. Forma mecanică. Și de aceea voi sunteți produsul acestui stil de gândire. De aceea copiii nu iubesc matematică. Și ajungeți să vă spuneți, băi, e un stres imens. Cum să fac la matematică, când dacă sunt atâtea formule. Să le învăț, azi le învăț și nu mă le uit. Corect. Îmi povestea cineva, Andreea, stăteam de vorbă cu ea și spunea, zice, nu, profesor, la român, știți ce se întâmplă? Am învățat 3 zile pentru simularea asta, toate comentariile, dar cuvânt cu cuvânt, așa cum mi-a zis profesoara. Vai de mine! Vai de mine! Păi asta e crimă! Păi așa se învață. Așa poate și noi la școală. Învățăm modelul și aplicăm pe următoarea... Altfel n-ai cum să faci. Învață o schemă și pe aceea o aplică la un text la prima citire. Sau, știți? Dar învață o schemă. Altfel n-avem cum să facem la următoare. Stai o secundă. Una este să înveți o schemă care să însemne ce o analiză pe care o faci cu niște retele care ți le urmărești. Și alta este să... vezi ca pe poezie, un comentariu. Comentariu. Exact, să vezi ca pe poezie. Comentariul acela să-l înveți așa cum l-a dat învățător, profesoara, cuvânt cu cuvânt. Acela este crimă și este momentul când intelectul tău este agresat fantastic. La fizică înveți tot mecanic, la chimie înveți mecanic, la înse tot mecanic. Pentru tine doar asta stai școala. Se bazează pe o memorare pe care cu un efort maxim azi le înveți mâniuți. Corect, asta da. Asta le înveți da. Și ce rost are să te prezinți acolo? Ci cu ce te alegi? Cu 10. Notele din catalog vorbesc. Dar notele n-au nicio relevanță asupra evoluției tale și asupra sistemului în care te zângălești. Am să spun un lucru. Păi așa învață, asta vrea să vă zic. Că așa... Asta, sistemul asta impune. Da. Asta e școala românească care ne-a dus în stadiul ăsta. Da. Aici s-a ajuns. S-a ajuns. Da? Deci, eu... Am făcut simularea la clasa 8-a și de aceea care deci, mi s-a dat și am făcut-o și noi. Da. Și de aceea am stat. Eu insist și spun că în condițiile astea, când ceva nu se va schimba, vă veți trezi îmbătrâniți de atâta uzură. Școala este atât de neumană sau te dezumanizează. Te agresează intelectual. Tu nu faci niciun progres în stilul de a gândi în fața unei realități. Da, cam asta se întâmplă. Este fantastic de grav. Exact. Este fantastic. Deci înveți ca să treci. Azi iei nota și să uiți cât mai repede. Aici s-a ajuns. Și tu știi ce înseamnă asta, Dare? Tu, Miruna? O nenorocire. O nenorocire pur și simplu pentru că nu vezi rostul și așa te munci. Care e răsplata muncii tale? Faptul că ai uitat, azi am învățat și m-am uitat? N-am făcut nimic. Am mai povestit. Eram în avion, nu în avion, mă duceam spre avion în Seattle și eram cu generele meu. Și au oprit într-o parcare și l-a sunat cineva, am povestit parca asta. Pentru angajare. Pentru angajare. Și am înțeles aici că discuția era, mă rog, și el l-a întrebat. Păi dacă fiecare dată te sună așa, tu ce faci? Păi nu, sunt 2-3 filtre. Când ajunge la mine, este ultima fază când urmează ultimele date pentru prezentarea la interviu. Eu voi țin interviu. Și ce urmărești tu, l-am întrebat? Păi, ce urmăresc? Urmăresc acele persoane care își caută de lucru pe jobul lor. Atenție! Își caută, deci el îi angajează pe cei care sunt capabili să-și caute de lucru pe jobul lor. Adică, mai concret, deci facem ceea ce ne-ai învățat tu. În anii tăi, cât am stat elevul în școală, am descoperit că nu să înveți formule importante. Pe mine nu mă interesează câte informatică știi respectivul. Mă interesează să văd la ce nivel are actul de creativitate dezvoltat în el. Adică, acolo, pe partea care o dau eu de făcut, El are șanse foarte mari să vină cu inițiative. El să vină cu idei. Și vine și îmi spune, uite, aici, șefule, aici am găsit niște șmecherii. Aici, și dacă se încadrează în proiectul care l-am eu în minte, atunci da, te duci. Lărgește sfera de lucru. Nu să vină la mine să mă întrebi, șeful, cum să fac aici? Da. Deci el n-avea nevoie de asta. Coboră să fac. Nu, și nu mă interesează ăștia. Oamenii și ăștia, adică... Care să vină cu idei, să vină cu soluții. Uite, aici ar fi bine să facem așa, aici așa, aici așa, aici ce ziceți, înțelegi? Da. Deci el îmi dezvoltă proiectul. Corect. Un astfel de om. Îl plătesc cu trebuie. Nu mă trage în jos. Corect. Nu, da, nu. Dacă stăți, mă trage din mânica mea în fiecare zi să-i spun ce să fac acolo, ce să fac acolo, păi da, fac eu atunci. Corect. Deci trebuie să vină păi să... Păi ați înțeles, nu? Da. De aceea toată povestea este școala asta, care atât de prost gândită, trebuie să se schimbe. Iată unde a adus, nenorocind copiii în sensul ăsta de învățare mecanică și fără să înțeleagă dacă este utilă, dacă el se dezvoltă intelectual. Și se spune așa, că 82% din adulți, trecând prin forma asta de școală de oriunde din lume, nu numai în România este, și problema e universală, 87% sunt în stadiul de oameni care nu au nicio inițiativă. M-am luat. Deci, roboți. Da, sincer vă spun, acum văzând subiectul la simulare, sincer, cu mâna pe inimă vă spun că sunt nu dezamăgită. Mie nu mi s-a părut un subiect greu. Ești vorba. cu excepția chestiunii. Exact. Asta de 5 punctulețe. Dar dacă a zis că e teorema celor 3 perpendiculare care o învață la clasa 8-a și care bănuiesc că o aplică pe, după ce le predă, fac probleme. Din păcate fac aceste lucruri tot mecanic. Până să ajungă să o vadă teorema, să vadă nu știu ce, este o mare problemă. Doar 2-3. Iată, pe țară s-au găsit 7. 7 pe țară, 2 din Bacău. Dar asta nu e o mândrie că-s 2 din Bacău. Nu, mi se pare tragic. Nu, nici vorbă. Părerea mea. Să nu iei 30% au promovat cu peste 5, 30%. În condițiile în care testul ăsta, din punctul meu de vedere, ca un părinte, vă spun, care am 43 de ani, mi se pare foarte mediu spre Bușurel. Da, 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 da. Trebuie să fiu fix cinstită. Da, da, da. Așa. Și știi de ce? Tu ești tristă. Pentru că fiica ta, fiul tău, este pus în această stare de neputință datorită faptului că e sistemul gândit prost. Da? Deci tu te uiți, ce să-i faci acestui copil care e îndemnat să memoreze. Atât, în fiecare zi memorează. Și asta face el. Marea lui performanță rețin, să fac, să zică poezia aceea de 70 de ori până când o învață, zic nu știu ce, formula aceea la matematică, până învață, învață. El nu știe, ipotenuză, pătratul, îi se pare că este o amestecătură de cuvinte a căror logică nu înțelege. Corect. Asta e marea problemă. Da. Deci, de aceea este atât de cum ne repezim spre ei de foarte multe ori, dar nu vedem că sistemul ăsta de prost gândit. Exact, eu cred că până la urmă vina nu mai este numai la ei că nu învață, o fi și la ei că nu vor să lucreze. Nu sunt deloc cointeresați să înveți. N-am văzut că singura ei, să spunem, satisfacție este că e nota ca să aibă o notă mare. Deci ea nu înțelege nimic din partea aplicativă a matematicii. Bine, la matematică nu se mai pune problema așa, că de când suntem aici. Dar, în general vorbind, și încă rămâne cu alt reflex. Deci, uite că noi ne rămâne, domn profesor, ne lovim de chestia când a zis 375, 375 pe 100, că zice așa mi se pare logic și nu știu. Dar mecanismul nu îl înțelegeai de jos. De ce, cum și ce fel, nu? Și sunt multe lucruri. Noi am zis așa în fugă la o chestiune. Dar sunt foarte multe lucruri pe care nu le înțelegi. Cum curg unele din altele. Da? Deci eu îi spun, dacă nu se face școala așa, nu avem decât varianta asta a îndopitocirii copiilor și a unei bătăi de joc. Nu le place, nu le place. Sigur că da, asta este. Nu, și ia în calcul că profesorii care sunt în fața lor, ei la rândul lor sunt niște roboți. Deci ei mecanic au reținut foarte multe lucruri. Și de ce nu sunt stare să le explice? Nu, asta e toată explicația. De la învățătorii care sunt în față și trei probleme, povestea cineva că când se duc la titularizarea asta, care e o mizerie, așa, pentru partea asta metodică, adică știința de a învăța ceva pe ceva, ce știi tu și pe cel care stai de vorbă, iau numai note, cum spun, de 2-3 pe acolo. Cum vrei acel învățător să aibă performanță când el la rândul este un om doar tot așa robotizat și tot așa cu o gândire mecanică? E trist, domnule, foarte trist. Da, asta e drama. Deci noi aici ne aflăm. Aici ne aflăm și de ce s-a prăbușit învățământul? Pentru că informațiile sunt din ce în ce mai multe, e o presiune imensă asupra lor. Exact. Ei nu mai pot face, biologic nu poți face față. Dacă tu n-ai o înțelegere logică a lucrurilor, n-ai cum să faci față. Dacă ar fi matematica singură obiect și ar mai avea două opționale, ar mai zici că, bă, muncește numai la... Dar au... La fiecare obiect și fiecare aceeași treabă, tot mecanic. Exact. Deci înveți la român un mecanic, toate acelea, doar niște cuvinte care te alegi, a căror înțeles nu totdeauna ai șansă să faci o discuție, vezi de unde vine, care e rădăcina cuvântului, etc., etc. Eu am avut șansă când copiii mei erau la Moinești, un coleg care era de formație reală și care atunci când făcea comentariile acelea, făcea următorul lucru. Ca o masă rotundă erau lecțiile. Și la lecțiile respective spune, ai citit carte? Hai bă, să facem o discuție. Ce părere ai de cutare, personaj, nu știu ce discută, puncte de vedere ale tăle, altele de cutare, criticul, nu știu care, nu știu cum. Nu neapărat cu ale mele trebuie să coincide ideile tale. Corect. Cum ai fost o sensibilizat și s-a întâmplat. Iar azi zice o minune de oră. Ei, oare plac. Da, e și chimia, e și fizica, e și civica, da, care sunt obiecte la muzică, la aia, la tot trebuie să învețe, mecanic, pe de rost, engleză, franceză. Știți, de-aia când intră în weekend, vieții de ei au atât de strige de vântat și proiecte de făcut. Și cu încărcătură maximă în același timp. Și ce să-i faci cu el? E un om și el. Corect. Și e și mic, e și copil. Sigur că da. Trebuie să-i dai și voie să se joace. Deci asta e mare dramă. Și la matematică și română că sunt importante. Și... Așadar, cu durere o spun, sinteza. Sper că... Sinteza e asta, simularea la 8. Simularea este la asta 8, și da, se vede tot. Cu durere o spun, dacă guvernanții, dacă acești oameni nu au și copii, dar mizează pe chestia asta, că ducem în exterior, că ducem nu știu ce, nu știu cum, Cine bani mulți, da, și s-au dus acolo. Acolo nu este extraordinar, dar față de noi este mai bine, că nu pe memorii se merge. Corect. Corect. Da? Să fac lucruri practice, să fac așa, să înțeleagă mecanismul, corect, ce lucruri ar fi din viață, cum s-au aplicat. Adevărat. Deci o prietenă de-a mea, un fiul meu, zice că mă, nepoata mea a terminat facultatea, asta, BAC-ul, a luat notă foarte mare, știa foarte mult de istorie română și s-a dus să studieze în afară la facultate, da, și la orice chestie ea știa, eu știu meanii, eu știu aia, adică și la ce folosește. Da. Adică, bine, spune, dacă știi, deci așa o luat-o, că bine, sunt impresionat, bravo, ai memorat, bun, și la ce folosește. Da, tocmai. Deci, a fost, ea că băi, m-am chinuit la țan să învăț, să memorez, să știu, să arăt că știu, și ăsta băia, că la ce folosește. Da, tocmai. Utilitatea informației. Și că sunt primit, bravo, ai reținut frumos și la acesta. Da, tocmai. Asta e marea dreaptă. Sper că undeva, cândva să se întâmple asta, eu sper cât mai curând, că un întâmplător Prof. Online a apărut, zbuciumul lui de zeci de ani, am peste 20 de ani când mă chinui cu... și mi-am asumat tot riscul, vă dați seama, luându-mă cu sistemul de gât, cum se spune așa, și la propriu și la figurat. Așa. Iată, am ajuns aici unde sper eu să nu mai treacă multă vreme până când ei vor fi obligați. Că vorbind tot timpul și vorbind, oamenii prind mesajul ăsta și probabil că deși îți vine să ieși în stradă. Nu e de glumit. La revedere, dragilor! Deci, mama...